Alex a crescut, însă când mi-am dat cu adevărat seama că el nu mai este un copil, e acum câțiva ani, când l-am văzut mare și l-am văzut că nu mai se joacă cu mine. Și a devenit mult mai, nu neapărat distant, cât mai rușinos față de mine. Dacă înainte puteam să stăm împreună... Ai un alt respect acum. Știi ce înseamnă respectul, nu? Da. Mai mult. Și chiar acum de Paști am fost câteva zile împreună plecați undeva, eu cu soția mea și el cu iubita lui. Și mi-am dat seama că el a crescut, că eu am îmbătrânit, însă a fost un sentiment foarte plăcut să-l văd cu iubita lui. Nu știu dacă va fi soția lui, nu va fi, pentru că încă e prea repede să discut despre asta. Însă dintr-o dată l-ați văzut bărbat. L-am văzut bărbat, da. Și am avut așa un sentiment de împlinire. Când am stat noi patru și l-am văzut și la discuții mult mai matur și mai... Da. Vorbiți cu lacrimi în ochi despre Alex. Da, am un băiat, am un copil, sigur că vorbesc. Mai multe despre omul Ionel Arsene puteți afla dacă urmăriți emisiunea Fără Mască, duminică, începând cu ora 12.